Paul Coșocaru este un antrenor de arte marțiale, stilul Kwan Kido, deține centura neagră, 3 dan, este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport și este fondatorul celei mai noi terapii de recuperare psihomotorie a persoanelor cu autism, pe care a denumit-o terapia 3C, conștientizare, coordonare, concentrare. Particularitatea acestei terapii constă în faptul că ea a fost concepută special pentru aceste persoane, noutatea constând în obiectivele propuse și în modul de aplicare a exercițiilor fizice adaptate. Terapia 3C este un program de recuperare psihomotorie creat pe nevoile persoanelor cu TSA și are ca obiectiv principal dobândirea de către acestea a unei autonomii psihomotorii care să le permită desfășurarea unor activități cotidiene într-un cadru social fără a fi asistați. Recuperarea copilului autist poate însemna găsirea unei modalități eficiente de a traduce pe înțelesul lui lumea, regulile după care ne mișcăm în complexul mecanism numit societate, de a-l învăța să cunoască și să folosească aceste reguli pentru a fi capabil să desfășoare activități cotidiene nefiind asistat. Așadar, terapia 3C se definește ca fiind un complex de exerciții fizice menite să aducă persoana cu TSA în punctul în care apare dorința și capacitatea de a iniția acțiuni și activități motrice independente. Suntem în legătură directă prin intermediul Skype cu Paul Coșocaru din România. Bună, Paul! Ne bucurăm să te revedem. Ce noutăți ai pentru telespectatorii emisiunii Rompost TV? Bună ziua, sunt Paul Coșocaru, sunt fondatorul terapiei 3C. Terapia 3C este conștientizare, coordonare, concentrare și este o terapie psihomotorie pentru persoanele cu autism. Sunt un practicant de arte marțiale, practic de peste 25 de ani artele marțiale stilul Kwan Kido, dețin centura neagră 3 dan. Ca și studii am terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport și, așa cum am mai menționat, sunt fondatorul celei mai noi terapii de recuperare psihomotorii a persoanelor cu autism. Terapie care la ora actuală se practică în întreaga lume, prin intermediul internetului, eu postând filmulețe pe un canal de YouTube și pe contul de Facebook Sport Autism România. În acest fel au aflat și cei de la festivalul Mondial pentru Autism, organizat de cei de la ANCA din Vancouver, acum 3 ani, în 2012, și m-au premiat pentru activitatea mea în autism, oferindu-mi premiul Community Mentor. Anul trecut, un elev de-al meu, care s-a recuperat cu ajutorul terapiei 3C, a primit premiul de excelență în sport pentru rezultatele obținute în recuperare și pentru integrarea pe care acesta a reușit-o într-un cadru social. În acest an am fost invitat de către cei de la Fundația ANCA, organizatorii Festivalului Mondial pentru Autism, să susțin un workshop despre terapia mea și să-l prezint persoanelor invitate la acest workshop, la acest festival, pentru a oferi o nouă metodă de recuperare a persoanelor cu autism. Fiind voluntar, acest lucru este mai puțin facil de realizat. Cei de la festival, nesuportând în niciun fel costurile deplasării în Canada, ei oferind doar oportunitatea de a prezenta această terapie către cei care au nevoie. Și pe această cale doresc să fac un apel de susținere către comunitatea română din Vancouver și către consulatul român din Vancouver pentru a mă sprijini să mă deplasez în Vancouver să pot prezenta această terapie și persoanelor interesate de acolo. De ce este important ca Paul Coșocaru să fie prezent la Festivalul Mondial de Autism din Vancouver? La această festivitate vor fi prezente personalități din lumea autismului din toată lumea. Aceste persoane vor avea oportunitatea de a afla despre această terapie direct de la fondatorul acesteia și în acest fel persoanele cu autism din toată lumea și mai ales din Canada vor putea să afle o metodă nouă de recuperare. Metoda pe care Paul Coșocaru o folosește de 7 ani în România și cu ajutorul care a recuperat foarte multe persoane din țara sa. Something I really, really love about this process is everyone comes together on that day
And it's kind of a theme of our event because it's challenging bringing people from other countries and performing artists and then amalgamating that with the local artists. And yet there's something very beautiful in that moment when it comes together on that only day when they've met each other. So that's exciting for me. Charlie, you must be so proud of your lovely wife and how she's put all this together with the dancers, and there's new stuff this year. What's new? Hugely, hugely proud of Leonora, and it's wonderful to see her doing choreography again. It's been such a long time, and her involvement with makeup, so I think people are going to love the show. And I've been watching her work with the students from the Academy, the Dance Works Academy in Gibson's, and they've just really taken to her, and they just love the work, and she makes people work hard, so I'm really just proud of her in terms of the actual art and choreography. But you're right, there's a million and one things to do to put this on. I think a lot of people don't really realize just how many hours are involved, and it's a lifetime of work, but you know, for the community, it's worth it, and I think we're going to grow and grow and grow. Why is an event like this so important? It's the first time in the history for the autistic population that we've brought people together from around the world. Social media has made such a huge difference to us. A lot of the folks that are here tonight only know one another through social media, through the Anchor Network, and look forward to coming to this event every year from around the world so they can physically engage with the people they've met online. Apelăm pe această cale la sprijinul oferit de către comunitatea românească din Vancouver și Lower Mainland pentru strângerea de fonduri și achitarea biletului de avion pentru ca Paul Cojocaru să poată participa la conferința mondială dedicată persoanelor cu autism, conferință organizată de Fundația ANCA în luna octombrie acestui an.